Nenorocirea s-a petrecut puțin înainte de miezul nopții și cel mai probabil femeia împreună cu una dintre fetițe adormiseră când s-a produs deflagrația. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate, însă cert este că s-a auzit o bubuitură puternică, iar apoi dormitorul a fost cuprins de flăcări. Plângea copilul în casă, avea venit un miros de ars și a bubuit ceva, o bubuitură, nu mare rău să zic, butelie sau cred că televizor, cred, ceva în genul ăsta. Și m-am dus la ușă, am sunat, nu a răspuns și am dat și am spart ușa. Am intrat pe burtă că nu puteai să vezi, vreo 2 metri în sufragerie și am dat de fetiță. Și am tras-o de picioare și am scos-o afară. Apoi, din cauza fumului foarte gros, vecinii nu au mai reușit să pătrundă în apartament și să le salveze pe femeie și fiica sa cea mică. Când au sosit pompierii și medicii de la ambulanță, era prea târziu. Eu eram acasă cu nepoțelul meu și într-o dată m-am auzit o bubuitură așa, m-am speriat și zic, Doamne, ce se întâmplă? Am deschis ușa, striga vecinul de la etajul lui Paul, Iacobuță, striga ajutor, vecine, ieșiți afară, că a luat foc. S-a urcat să fumă în sus, am închis ușa. S-a auzit o bubuitură. Eu când am ieșit pe balcon, stau la 4, am văzut doar fumul cum bărnă, fumul cum ieșea pe geam. Am vrut să ies, m-am întors înapoi să iau lanternă și să mă iau ceva pe mine și n-am mai putut să mai ies pentru că deja fumul era, adică n-avea nicio șansă să mai cobor. Oamenii spun că femeia locuia împreună cu fiicele de puțin timp, închiriaseră apartamentul de câteva luni, iar soțul era plecat la muncă în străinătate. Locuiește de vreo 3 luni de zile, sunt cetățeni străini, nu știu ce naționalitate, vorbeau puțin românește, dar mai stricat, dar nu vă pot menționa ce naționalitate erau. Fetița în vârstă de 4 ani, dar și un bărbat care a ajutat la scoaterea ei din casă au fost duși la spital. Alte 4 persoane au avut nevoie de asistență medicală la fața locului. Pompierii împreună cu polițiștii criminaliști vor încerca să afle acum cu exactitate cauza tragediei.